Hai salutare dragi abonați și bine v-am regăsit la un nou episod din seria noastră de GTA San Andreas Multiplayer. Bă, după cum vedeți, sunt la o promovare de server Blue Zone. Stau să mă conectez. Da, am primit admin PTS, este nu, HUD. N-am level 5. Set 3 level. Am por nit. Știi mă, nu e level? Sau e set level? Da, owner este iReplay. Stați să deschid aici că am tot ce trebuie să prezint. Tot ce trebuie să vă arăt. Bun. În panelul este gata, asta să vi-l și arăt. Uitați, eu m-am conectat aici. Da, este un panel destul de frumos. Foarte bine, uitați aici, owner panel, admin panel. Ia ce avem aici la admin panel. Helper panel și tot felul de chestii. Helper panel, ia. Stai să închid ăsta. În construcție, bun. Leader panelul este așa, tog app-us. M-am pus leader în LSPD, tog app-us. Sau tog app-ul. Leader help. Da, probabil o să fie făcută pe panel. Deci, deschiderea va avea loc pe 3 ianuarie 2019. Panelul vi l-am arătat. Ce să prezint? Facțiunile. Factions. Sunt următoarele: LSPD, FBI, NG, The Italian Mafia, Grove Street, Los Vagos, San Fierro, Police Department, News Reporters, The Russian, Mafia, Hitman Agency, School Instructor San Fierro, Taxi San Fierro, San Fierro Paramedic Department. Îmi zici dacă ai nevoie de ceva. PMI Rep Level. Bun. Da, ce să vă mai arăt? Serverul are un sistem de duty ca pe multe alte servere, Bihut și altele. Deci, facțiunile, joburile. Hai să vedem ce joburi. Sincer, nu am văzut, abia am intrat puțin de am primit admin și după a dat un restart la server și na. Deci, detectiv, drugs, pizza, mecanic, arms dealer, fisherman, tracker, farmer, carjacker, curier. Hai să merg, nu. Hai să merg, de exemplu, kill CP. Fisherman, că e mai... You have... What? Ce naiba, frate, am lag. Mă rog, hai să vă arăt shop-ul. Normal shop. Este cu puncte premium, cred. Uitați, premium account, nickname. Bă, sunt prețuri destul de mici. Petul este 100 premium points. E destul de mic, zic eu. Spawnul este în SF, orașele principale sunt SF, LS. Nu o să fie urmă de viață în Las Venturas. Hai să vă arăt și skins. Da, trebuie să dau duty off. Duty. Skins. Bun. Equipped. Put. Da, bă, că na. PMI rep. Un skin cu V. Hai să dăm GPS, să mergem la crate. Da, deci este și un sistem de crate-uri care mie mi se pare destul de frumos. Uitați-l. Shop, skin, shop. Hai să... skin shop. Bun. Uitați, aici aveți mai multe skinuri. Eu o să îmi dau set pe set PP. Give PP. Ahu. Ia. Owner, owner despre skin. Too much. Give PP. A, dă PP. Fly mode.
Sincer, nu știu cum am zis atât de mult și în... bun. Fly. Fly. Sau... Da. Bun, hai să tastăm un slash shop. Să vedeți cam cum este cu skin shop-ul. Uitați, 293 de exemplu. Bam, și gata. Skins. După care dați așa și put. Simplu și ușor. Buy crate. Da. Premium points, că na, avem open crate. Premium key crate. Ce naiba, frate? Ce naiba? Cred că este de la mine, de la modpack. A, uite. Skinul 179. Skins. Ia să vedem ce skin ar fi fat. Boot. Destul de ok, zic eu. Și normal crate. Bui crate. Ia să cumpărăm unul. Open crate. Open crate. Văd că e un sistem anti-spam. Și acum văd că, na, se alege cam ce se primește. Bun, ia să vedem ce-mi pică de data asta. 14 respect points. Băi, destul de ok. Hai să mai vedem ce e prin GPS. Hai la dealership. Nu e Goto DSO? Ba da, uite. Destul de frumos dealership-ul. Deși cred că e de la modul sau nu știu. Da, cred că e de la modul așa, dar mă rog. Dar unde mi-arată checkpoint-ul? Mă rog, mai sunt câteva bug-uri care vor fi rezolvate. Unde e, frate? Aici. Bun. Marga, trebuia să-ți apară un text draw, dar n-a apărut-o. O, bă, de ce? Băi, car. Bun, de aici premium car, să vedem aici. Maybrick. Sunt și mașini cu puncte premium. Și DC-ul o să fie mutat în SF. Bun. Că. Expansive cars. Cam cât costă un Inferno? 85 de milioane. Buy car. Mi-am setat eu niște bani. Și mergem să vedem. Vedeți, apare și la admin text. Tot ce trebuie. Uitați. Bun. Agălă. Marga. Avem și sistem de VIP vehicle, să-ți facem VIP, un vehicle VIP, create. Create. Uite, pe player ID model. Da, e destul de ok. Hai să vedem, Infernus, upgrade to VIP vehicle, yes. VIP name. Marca. Zip name color. Nu e? Car color 1. 2. 3. Și uitați aici. Pe viitor o să fie și VIP name color, da. Hai să vedem ce mai am pe aici. Set comenzi de admin. DC price. The surprise. Cred că pot să... Da, enable gift box. O să fie și bonusuri, cred. Ia să vedem. O să fie și bonusuri. Staff-ul o să se aleagă după 3 zile de la deschidere. Deci cam pe 6 așa o să se aleagă staff-ul. Au ales ei deja niște playeri care au fost mai activi în beta. Însă, na, acum rămâne de văzut. Eu zic că toți aveți șanse în staff și... Eu zic că toți aveți șanse în staff și am zis să mă lași. Nu pot să vorbesc mai încet.
Eu zic că toți aveți șanse în staff și, mă rog, și multe evenimente cu premii relativ mari. Da, o să fie și bonusuri și evenimente. Hai să dau un gure. Și GOTOSF, unde mă, GPS. Hai să văd, da, driving school. Fly mode. Vă mai prezint asta și cred că am terminat, fiindcă, na, vă las să descoperiți mai multe chiar voi. Stați că tot timpul uit că e pe exam. Licență. Confiscate. Avem și un sistem de pet. Da, uite, pet. Shop. Asta un slash shop. Luăm pet, frumos. Pet. Poziție în top pet. Pet activ. Apare awake la pet. Orașele, da, le-am spus asta. Uitați, sunt și acesta este spawnul. Stați un FPK oare? Sau cum? Da, FPK Marga 00 și spawn Marga. Văd aici, frumos, elegant. Pe AOE cât dipare. Și pe activate ți-l pune pe umăr. Ok. Hai să dăm un GPS. Am văzut Sumo Arena. Sunt curios. Hai să mergem până acolo. Și acesta este ultimul lucru care vi-l arăt. Ce mi-am bă, frate? What? Nu răspunde la cum vreau. Așa, bun. Sumo. Cred că o să fiu scos. Nu știu, mă rog, oricum mai e timp să se lucreze. Mai sunt 2 zile până la deschidere. Și na, eu zic că toți aveți șanse în staff, e chiar foarte ok. Bă, și cam atât a fost cu acest episod, nu am ce să vă mai arăt că, na, te-ai invitat, da, accept. Cinvite, ia să vedem că, newbie, blue zone, slash clan. Clan zones, vehicles, stați că mai am ce să vă arăt din câte se pare. Member settings, tag, uitați, royal, uite, fuck, Marga royal. Stai, quit plan. Hai să vă arăt și cum este cu crearea unui plan. Shop, bam, bam, tastăm slash shop, selectăm clan. Margas army. Hai să zicem. Și clan. Bun, acum dăm settings, rank name. Tata. Oare merge cu culori? Sincer nu știu. FF SS, nu, de exemplu, nu. Cred că nu-i culoarea. Stați că o să încerc eu cu alta. Settings, rank name. CCDD. Da, uite, merge și cu culori din câte vedeți. Na. Clan vehicles. Dăm aici buy vehicle, uitați. Deci voi când munciți primiți aici, na. Primiți niște bani în safe. Tastăm duty, merge la orice facțiune. Da, am zis, da, să mă bag make leader Marga 14, na. Nu, set leader. Set, nu lider, mă. Doamne, leader. Bun. Spawn Marga.
Uitați, acum sunt la HQ Paramedic San Fierro. Tastăm un duty și uitați skin-ul. Da, asta oare e de... Na, nu știu. Cred că asta e de lider. Aici, slash de merge? Nu, nu merge. Profesor Dr. G-Rank Names. Set Rank Names. Name. Leader Help. Hai să vedem și comenzile de lider. 5 rank. Nu. No. Voi loc HQ, loc HQ, uitați. HQ on loc. Bam. Aici apare NG, da, o să fie modificat 100% și da, cam atât a fost cu acest episod. Dacă mai doriți episoade pe YouTube, lăsați-vă acum un like, hai să strângem minim 20 de like-uri, băieții. Și cam atât a fost tot pentru azi, eu sunt Marga și vă urez numai bine, succes tuturor!